domnule primar, începutul de an este un moment prielnic pentru o scurtă retrospectivă a anului care a trecut, motiv pentru care v-aș întreba cum a fost 2015 din punct de vedere al primarului orașului Târgu Neamț. A fost un an plin de investiții, un an plin de realizări în orașul Târgu Neamț, iar pe plan personal, la fel, un an plin de evenimente pozitive, atât în familie cât și la primărie. Care sunt principalele realizări din 2015 ale administrației publice locale? În primul și în primul rând că am reușit să aducem primăria pe plus, am reușit să achităm din acele datorii istorice, am reușit să avem bani pentru investiții, pentru cofinanțări la toate proiectele care le-am depus începând cu 2012. Bineînțeles, acreditarea spitalului, care era o mare problemă pentru târnemțeni și nu numai. Investițiile care au continuat la cele 8 drumuri începute în 2012 și continuarea cu celelalte 22 de străzi care le-am început în 2015. Și, bineînțeles, eu știu modul cum s-a cheltuit banul public și, încă o dată repet, este de apreciat faptul că nu mai avem acele datorii și am reușit ca în 2015 să ajungem la un grad de datorare de 10%. Bineînțeles, știți că am plecat de la un grad de datorare de 70%, aproape 80% în 2012. Asta este un lucru îmbucurător și sper ca până la terminarea mandatului primăria să fie pe plus la liceul colegiul Ion Creangă. Una peste alta, eu sunt bucuros că împreună cu oamenii de bine din echipa mea, împreună cu domnul Arsene, cu domnul deputat și guvernul României, am reușit să aducem fonduri în Târgu Neamț pentru a asigura investițiile pentru școli, investițiile pentru spital, drumurile, chiar și aici în primărie am făcut ceva modificări. Deci una peste alta, sunt mândru în primul rând că am tot ceea ce mi-am propus în campanie în 2012, am realizat, cu câteva excepții mici. Și sunt mândru că primăria Târgu Neamț la momentul actual este pe plus și nu avem probleme financiare. Apropo de micile excepții, presupun că au fost și lucruri care nu au mers atât de bine. Care sunt principalele neîmpliniri administrative? În primul rând, nu am putut începe investițiile pe anvelopare la blocuri. Aici este o discuție mult mai amplă, având în vedere și partea de cofinanțare a primăriei și partea de cofinanțare a asociațiilor de proprietari. Mi-am dorit foarte mult și îmi doresc foarte mult să încep investițiile pe anvelopare blocurilor, la toate blocurile din Târgu Neamț, dar în 2012-2013 nu au posibilități financiare, având în vedere acel credit care l-am preluat. În al doilea rând, nu am reușit să fac nimic cu parcul de la cetate și aici este o discuție mai amplă. Știți foarte bine că am avut refuzul domnilor consilieri locali PNL-PDL. Și, bineînțeles, nu am reușit să modernizez stadionul unde avem deja proiectul aprobat, finanțat de Ministerul Dezvoltării, dar este procedura licitației care încă nu s-a terminat. În rest, încă o dată repet, este un lucru îmbucurător că suntem pe plus, este un lucru îmbucurător că am asfaltat și am modernizat atâtea străzi în Târgu Neamț, am rezolvat problema cu canalizarea în Târgu Neamț, cu școlile, cu spitalul, cu... Dar oricum eu voi face un raport mai detaliat a primarului cu tot ceea ce am făcut în 2015, cu lipsurile care le-am avut la fel în 2015 în administrație și sper ca la sfârșitul lunii februarie să vin în fața locuitorilor orașului cu toate realizările și ceea ce nu am reușit să facem. Ceea ce privește viitorul apropiat, ce priorități aveți în ultimele 5 luni din actualul mandat de primar? Continuăm cu cele 22 de drumuri de modernizat. De fapt, în Târgu Neamț, în zona Târgu Neamț, zona centrală a orașului, am cam terminat cu modernizarea străzilor. Urmează, cât de repede posibil, depinde și de cum va fi vremea, să începem 7 străzi de modernizat în Humulești și în zona Pomete, la fel, încă două străzi. După care, dacă reușim, eu știu, până în aprilie, mai, cel târziu, să terminăm aceste investiții, vom continua cu modernizarea parcărilor. După cum bine știți, cât de repede posibil, vom începe procedura de
eu știu, de predarea parcărilor de reședință, dar vreau ca toate parcările care le predăm să le predăm modernizate. Deci terminăm cu zona autogară, deci cu, în spate la BRD, cu strada Alea Târgului, cu Gloriei, cu Zavodă, deci toate parcările vor fi modernizate, după care ne mutăm pe Ștefan cel Mare, în spatele restaurantului central, toată zona, de fapt, din spate la restaurantul central, să o modernizăm în spatele la BRD.